Plămânărica este o plantă medicinală cunoscută și sub numele de mierea ursului. Planta crește la șes în locurile umede și umbroase, în crânguri, dar și în zonele muntoase. Proprietățile terapeutice ale acestei plante se datorează conținutului de acizi, de vitamina C și săruri minerale bogate în magneziu. Nu numai că vindecă bolile plămânilor, dar consumată regulat, plămânărica remineralizează sistemul osos și ajută la întărirea sistemului imunitar. Cam aceasta este prezentarea generală de astăzi a plantei din Minutul de Sănătate, adus în știrile AgroTV de inginerul horticol Petre Biolan. Plămânărica, Pulmonaria officinalis. Știm că officinalis înseamnă medicinal. Plămânărica vine de la numele plămânilor, deoarece pe frunze sunt niște pete care ne arată că această plantă este bună pentru plămâni. Și s-a cam dovedit acest lucru prin cercetările făcute. Această plămânărică se întâlnește acum în primăvară de vreme foarte mult în pădurile de la câmpie, de la deal și până la munte. Aceasta chiar este luată din plantuța asta, am luat-o chiar din predeal, deci am florit foarte devreme și acolo. De la plămânărică se recoltează planta întreagă sau frunzele separat și, după cum spuneam, se poate face o infuzie din o linguriță de frunze la o cană cu apă pentru bolile de plămâni. De asemenea, are vitamine foarte multe, vitamina C, vitamina A, deci putem să folosim pentru vitaminizarea organismului. Cam aceasta este plămânărica.